Un furt dintr-un magazin de telefoane din Pitești a fost filmat de camerele de supraveghere. Un individ a făcut rost în câteva secunde de un telefon nou și foarte scump. Proprietarii magazinului au văzut totul abia după ce au urmărit imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Se vede cum tânărul intră în magazin, studiază oferta, după care așteaptă să se îndepărteze alți clienți, apoi rupe elementul de siguranță de pe spatele telefonului și pleacă în grabă. Proprietarii magazinului au dus imaginile la poliție, unde au depus și plângere. Mai mult decât atât, au pus filmarea pe rețelele de socializare, în speranța că cineva îl va recunoaște pe tânărul care a furat telefonul.